Așadar, o rachetă a fost găsită în această după-amiază într-o livadă din apropierea orașului Briceni. Anunțul a fost făcut de Ministerul Afacerilor Interne pe pagina sa de Facebook. Potrivit instituției, obiectul exploziv a fost descoperit de o patrulă a poliției de frontieră. Oamenii legii precizează că au intensificat patrulele și au ridicat gradul de atenție în zona inspectoratelor Briceni și Ocnița, iar serviciile specializate au intervenit pentru a stabili toate circumstanțele acestui incident. Ministerul de Interne precizează într-un comunicat că proiectilul a fost descoperit de o patrulă a poliției de frontieră, care din cauza bombardamentelor rusești din Ucraina și-a intensificat gradul de atenție. Instituția precizează că zona în care a fost depistat obuzul a fost izolată, iar la fața locului au fost chemate serviciile specializate ale Ministerului de Interne, BombTech și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Și ministrul apărării, Anatolie Nosatăi, a scris pe Facebook că au fost depistate componentele unei rachete, iar o echipă de geniști din batalionul GNU Codru de la Negrești a plecat spre orașul Briceni pentru a cerceta terenul și obiectele găsite pentru a determina proveniența acestora. Oficialul a mai spus că atât specialiștii Armatei Naționale, cât și cei din alte instituții vizate depun eforturi pentru a gestiona situația pentru siguranța cetățenilor. Alte detalii deocamdată nu au fost oferite, întrucât specialiștii fac cercetări la fața locului. Între timp, internauții au publicat pe internet mai multe secvențe video surprinse de camere de supraveghere din Briceni, în care se audă zgomotele puternice produse de explozie. Ambele camere au fixat momentul la ora 14:47 de minute. Iar jurnalistul ucrainean Anatolii Șarii a scris pe canalul său Telegram că racheta ar fi de tipul S-300, care ar aparține Serviciului de Apărare Antiaeriană al Ucrainei. Deocamdată, informația nu a fost confirmată de autoritățile de la Chișinău și cele de la Kiev. La scurt timp, premierul Natalia Gavriliță a scris pe Facebook că în Ucraina are loc un nou val de atacuri cu rachete care generează consecințe directe și asupra țării noastre. Oficialul spune că depune eforturi ca să țină situația sub control și să nu admite riscuri pentru oameni. Condamn cu fermitate aceste atacuri brutale asupra unor ținte civile din Ucraina și reiterez deplina noastră solidaritate cu poporul ucrainean în aceste clipe grele, a mai scris șeful cabinetului de miniștri. Precizăm că luni armata rusă a lansat un atac cu rachete asupra Ucrainei, scrie pravda.com.ua. În consecință, stațiile de pompare a apei din Odessa au fost scoase de sub tensiune, iar locuitorii regiunii au rămas fără apă potabilă. La fel, unele canale de Telegram scriu că în Odessa a fost înregistrat un incendiu puternic. Amintim că la începutul lunii octombrie, 3 rachete rusești au traversat spațiul aerian al țării noastre. Drept urmare, ambasadorul Federației Ruse în Moldova, Oleg Vasnețov, a fost convocat la Ministerul de Externe pentru a oferi explicații. Ulterior, liderul de la Kremlin a afirmat că la propunerea Ministerului Apărării și conform planurilor statului major al Rusiei, a fost efectuată o lovitură masivă cu arme de înaltă precizie, cu rază lungă de acțiune, de pe mare și de pe uscat, care au vizat infrastructura de energie, comanda militară și comunicații ale Ucrainei. Rusia a negat atunci că rachetele rusești lansate contra Ucrainei ar fi violat spațiul aerian al Republicii Moldova. La o zi după întâmplare, Maia Sandu a declarat că acest lucru reprezintă o încălcare gravă și că își dorește ca hotarele țării noastre să fie respectate. La scurt timp după incident, o rachetă a căzut în extremitatea de nord a localității Naslavce din țara noastră, aflată la graniță cu Ucraina. Ministerul de Interne a anunțat atunci că obuzul ar fi rusesc și a căzut după ce ar fi fost doborât de sistemul antiaerian ucrainean. Instituția a precizat că nu au fost înregistrate victime, dar geamurile a 21 de locuințe din Naslavce au fost sparte. Autoritățile au anunțat că suma pagubelor se ridică la 68.000 de lei. Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale a pornit un dosar penal pe faptul survolării spațiului aerian al Moldovei de rachete, iar ancheta cuprinde atât acest incident, cât și detonarea unui exploziv la Naslavce.